Aplauzele stimulează circulația, cresc imunitatea organismului și luptă împotriva căderii părului. Pentru sănătatea dumneavoastră, primiți-l cum se cuvine pe doctorul Andy Moisescu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit la un nou sezon pe bune! Doamne, ajută! Am ajuns din nou aici! Este sezonul tău! Reîncepe distracția, azi e și luni și e și o săptămână mare, pentru că să știți, astăzi începe un nou sezon pe bune și vineri începe Marea Unire a Talentului. Căci nimic nu e întâmplător. Da, deci, da. Pe bune începe Marea Unire a Talentului. Și dacă îmi dai voie, Andy... Te rog, te rog. De mâine vreau să spun că plec la Ferma Vedetelor și dacă nu sunt la fiecare emisiune, să mă scuzi, să văd cum mai... Păi de scuzat eu te scuz, dar cu cine îl înlocuim? Păi nu, faci ca la vorbește lumea, locuiești cu de fiecare dată cu cineva. Băi, terminat. Ești de neînlocuit, trebuie să-ți fac această mărturisire. Mulțumesc frumos, la aici vreau să ajung. Andy, Andy, ai șansa să aduci în fiecare emisiune câte o doamnă domnișoară, ai grijă. Adică cove, cove. Inutil, inutil. Păi dar nu știu dacă remarcați ce invitații avem astăzi. Da, frumos. Hai de capul meu. Elegant. Vreau să spun, Andy, că e prima oară când... De fapt, noi, e prima oară, da, când nu suntem în aceeași echipă. Asta e. E nu o premieră inter-extragalactică, practic. Când Andrei. Sunt adversari astăzi, Pavel Bartoș și Smiley. Ți se pare doar că nu suntem în aceeași echipă. Dacă știi răspunsurile, tușești de două ori. Când... Da. Dacă îmi permiteți să vă reamintesc pe ce ne bazăm în seara asta. Neapărat. Avem 6.000 de lei la dispoziție, 12 întrebări, câte 500 de lei pentru fiecare răspuns corect, multe aplauze și râsete pentru fiecare răspuns incorrect, bun. O întrebare finală în care se poate răsturna complet situația jocului, întrebarea cu numărul 13. Așa. Îmi puteți paria până la cel mult suma pe care ați acumulat-o până atunci. Dacă răspundeți corect, sigur, o câștigați. Dacă răspundeți greșit, rămâneți și fără ce ați pariat. Dacă eu sunt prima dată în emisiune, am vreun avantaj, adică... Da, da, ai un mare avantaj că afli pentru prima oară regulile acestei emisiuni. Sigur. Am înțeles. Și Smiley se va râde pentru prima oară de mine. Am înțeles. Smiley le știe, Costi, Cosmin, nu mai vorbesc, le visează și noaptea. Ceea ce vreau să spun este, Pavel, dacă îmi permiți, câștigă echipa care are la sfârșit cei mai mulți bani în cont, iar banii se împart în mod egal susținătorilor. Pentru voi! Ia uite! Ăsta e motivul pentru care susținătorii sunt liberi să-și aleagă echipele în care cred mai mult. Iar astăzi, echipa formată din Pavel Bartoș și Costi Diță se bucură de susținerea numai puțin de 33 de susținători. E frumos! Număr important. 33! Cifră biblică! E un semn! Nu te ajută! Simt că în spatele echipei formate din Cosmin și Smiley, parcă sunt ceva mai mulți. Mă, nu vor să piardă, lumea se adună când aproape vrea să aproape dublu, 65 de susținători. 65? Wow. 65. Eu cred că oamenii ăștia nu s-au uitat sezonul trecut la emisiunea în care împreună eu cu Smiley am pierdut. Onorabil. Onorabil. Eu cred că tocmai s-au uitat și s-au gândit că anul ăsta vă veți lua revanșa. Crede-mă, oamenii ăștia vor face ceva cu banii dacă vor câștiga. Ai voște dacă vor câștiga, cred că vor merge la... Vor da... Depinde de sumă. Vor plăti biletul de autobuz, doar atât. Depinde de sumă. Să știi că au fost cazuri în care s-au unit și câte 5-6 și au putut să-și cumpere un pachet de biscuiți la sfârșit. Sper să nu fie și situația de față. Da. Bun, hai să vă fac cunoștință cu cele 12 domenii cu care ne vom distra în seara. Ia. Atenție. Singur la duș. Marele zid, made in England, replici celebre, la birou, moaște, Eins, zwei, polițai, în căutarea fericirii, cine e cu mine sare, mic, dar ridic, bea nu te lăsa și domeniul surpriză. Fii atent, facem așa, nu, stai puțin, aleg eu prima, să simt alegi eu că tu așa? Prima? Bine, da. Drag, alege tu. Ha, cine ia. E cu Smiley sare? Ia. Cine e cu mine sare? Cu puțin înainte de a fi deschisă în scop turistic. Salina Turda. Ai, mă, asta știam. A funcționat. Da. Ca două puncte. A. Depozit de brânzeturi. Sau B. Centru de antrenament pentru parașutiști. Sau C. Centru de recuperare pentru femei ușoare. Eu întotdeauna m-am întrebat care e corespondentul masculin al femeilor ușoare. Bărbații ușori? Nu, de obicei...
Femeile ușoare merg la bărbații grei. Bă, dar de ce? Adică stai un pic. Nu, dar da, și rimează. Centru și de recuperare pentru femei ușoare. Ușoare. Cred că asta era sloganul. Asta cu depozit de brânzeturi e așa la prima mână. Păi stai, mă, făceam un atât de mare depozit de brânzeturi. Știi, dacă n-au avut unde. Nu, n-au avut unde. Serios, unde. Câtă brânză să faci? Oi, oi, oi. Cât ai? Asta cu antrenament pentru parașutiști. Păi, ai fost vreodată într-un depozit de brânzeturi, exact, al unui mare producător, vreau să spun. Să vezi cam cât e de mare, bro. Păi aia e, aici e buba. Zi mai zi. Stai de gură, lasă-mă că... Bine, tac. Uite, zi B-ul, na, B-ul ce are? Stai un pic. Deci centru de antrenament pentru parașutiști, da, e destul de plauzibil. E plauzibil că ai văzut cât e. Am văzut, că am fost și noi, până la urmă, până la tur, dar am fost și noi. Dar e un lac acolo, toți, și ia să-i cine sare în lac. Și care e problema? Și ai mai văzut parașutiști care au aterizat în mare? Acolo, nu există riscul să te înneci, pentru că e apa atât de sărată că n-ai cum să te înneci. Vine parașuta peste tine. Dar de ce n-ar fi pentru femei ușoare? Dar cum se recuperau femeile ușoare? Aia e întrebarea. Stăteau cu grijă, cu grijă și cu atenție. Adică ce să recupereze? Că nu înțeleg. Poate nu asimilau, de-aia era ușoare. Poate nu asimilau. Și atunci... Cumva, au, le băgau un, serios, le băgau în lacul ăla. Așa. Le băgau în lacul ăla și le țineau de satana. Apă. Le țineai acolo vreo săptămână cu lumina stinsă, da, când erau recuperate sigur. Le-a recuperat cineva. Da. Centru de antrenament sau ce? Parașutiști? Brânza, îți place brânza? Îmi place brânza, recunosc, dar. Hai zi. Nu știu. Îți place brânza? Nu știu. Îți place brânza, nu. Deci, știi tu sigur? Da? Gata. Da, nu. Foarte bine. Au ales varianta B. Centru de antrenament pentru parașutiști. Hai să vedem care era răspunsul pe bune. Ce treabă ai tu, Pavele? Veche de aproape 1000 de ani, Salina Turda este cel mai vizitat obiectiv turistic din România. Peste 600.000 de turiști coboară anual în subteranele sale spectaculoase, unice în lume. Istoria minei de sare se încheie în 1932, an după care a mai fost folosită ca adăpost antiaerian de populația orașului în timpul războiului și apoi, timp de 40 de ani, ca depozit de brânzeturi. Și am mutat de pe APB. Că ai zis ce de asta. Păi nu, trebuia să-i destabilizez. Iartă, mă! Iartă, mă! Trebuia să-i destabilizez. Stai jos. Jos sunt. Iartă-mă. Ești pedepsit. Iartă-mă. Vă rog, băieți, da, e momentul vostru de glorie. Ești invitatul meu. Da? Bea, nu te lăsa, parcă e prea din prima, și încă nu ne-am încălzit. Băi, știi ce? Aș alege eu în locul tău. Ia să vedem, da. Mic, dar ridic, adică... Nu vrei la birou? Ce? Nu, la birou, lasă-mă la birou. Vreau singur la duș. Și bănuiesc că eu... Adică știu domeniul. Singur la duș, crede-mă, de o viață întreagă sunt singur la duș. Perfect. Trebuie să știu. Atențiune. Efectele sonore din cunoscuta crimă de sub duș din filmul Psycho al lui Alfred Hitchcock. Efectele sonore au fost realizate prin A. înjunghierea unui mușchi de vită mediu făcut. Sau B. sacrificarea unui pepene galben. Sau C. ghilotinarea a 20 de kilograme de castraveți de grădină. Ai vrut la duș. Eu am crezut că e ceva cu cântat, păi nu, cu ceva exact, cu săpunit. Nu, la duș, acum hai să vedem ce facem la duș acolo. Știi? Nu, nu, stai puțin că păi nu, aia e rândul lor, e rândul lor. Lasă-i puțin, da, să-și prindă urechile. Voi ați pierdut deja. Da, mă, da, mă, lăsați-ne și pe noi să pierdem onorabil. Asta ne dorim. Da? Vă rog frumos. Te rog, concentrează-te. Puteți să cereți părerea publicului să știe. Înjunghierea unui... Să trecem la lucruri mai mari. Eu când înjunghi un muș de vită mediu făcut, fac așa. Deci astea sunt sunetele. Mmm, ce bun e. Mai trebuie să... Adică sunt... Da, da, l-ai înjunghiat vreodată la duș. Deci nu cred că i-ar fi ajutat la film. Dar cum sună sacrificarea unui pepene galben? Zici că l-au zis, bă, chi s-au făcut rituale, incantații. Da, da, da. Și de obicei un pepene galben nu-i ca pepenele roșu, că la pepenele roșu face așa. Nu, nu, se aude un crâncănit, da, un trăz. Dar la ăsta, pepene galben, la pepene galben e finușchit așa. Da, 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 da. Înțelegi? Și dacă se mai lovește de un sâmbăr, exact, face... Exact. Că ucălește sâmburele, știi? Da. Eu zic că e beau, clar. Mă, eu aș merge pe castraveți. Nu cred! 20 de kilograme de castraveți, dar s-a avut de chestie, s-a avut de... Sunt 20... Cât? Numai că acolo înjunghierea era de mai multe ori, adică, nu știu, a dat de mai multe ori cu... Păi da, mă, dar pune în lup sunetul. Țac, 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 la 20 de kilograme, știi? Dar drumul la ghilotina aia dezvine rău, știi? Ca să tai 20 de kilograme. Și pe ce mergem? Eu zic că, băi... Pe ce, pe B? Pe pene galben, adică... Pe pene... Da, clar! Au! Mă, eu aș merge ori pe A, ori pe C.
Se înțeleg bine, foarte bine. Iar merge pe asta. Ce ai făcut? Ce ai apăsat? Am apăsat. Ce ai luat? Ce ai luat? Dar nu eram eu invitat. N-am și eu drepturi în emisiunea Costi asta. Costi a luat B-ul. Fiți atenți aici. Costi a ales B-ul. Sacrificarea unui pepene galben. Ia. Băi, mi-a plăcut foarte mult. Hai să vedem, hai să vedem. În 1960, Alfred Hitchcock era deja regele suspansului, dar lansarea lui Psycho l-a transformat în legendă. Nimeni până la el nu mai avusese tupeul să ucidă protagonistul filmului în primele 20 de minute și mai ales într-un mod atât de brutal. Ca totul să fie perfect de la lumină, la sânge și la strigătele lui Janet Leigh a fost nevoie de 52 de duble, iar sunetul înjunghierii care îi bântuie și azi pe cinefil a fost ales după ce regizorul a ascultat cu ochii închiși cum sunt spintecați nenumărați pepeni galbeni. Știam! Bravo, mă! Bravo! Bravo! Știam! Bravo! Știam! 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 Știa, dar ar fi mers sentimental pe 20 de kilograme de castraveți, nu știu de ce. Da, dar te duceai pe aia și pe aia. Nu, am vrut să te văd. Simțiți, am vrut să mă vadă, mă. Da. M-a testat pe mine. Nu, am vrut, am vrut să te încerce. Pavele, trece la următorul. Nu vreau. Să le să luăm și de ce? Noi am câștigat. Măcar lase. Puțin respect. Lasă-i, lasă-i și pe ei. Și ne vedem vine la România au talent. Ai zis-o pe aia? Da, replici celebre. Aia. Replici celebre. Ia să vedem. Foarte bine, hai. Atențiune. Una dintre cele mai faimoase atracții turistice din statul american, Nebraska, este... Două puncte. Dacă vreți, mă opresc aici. Nu, nu, nu. Continuați. Turnul din pizza. O clădire de 23 de metri făcută din pizza uscată și mortar de mozzarella. Sau B. Carhenge. O imitație a celebrului monument Stonehenge, construită din mașini vechi. Sau C. Chuliwood. Expoziția de gumă de mestecat de celebrități. Băi... Hai să vă vedem, ia, hai! Bă, doar una e pe bune. Pot să vă ajut spunându-vă asta. Bă, da, tu... Băi, luați replica celebră care? Este... Pizza e din... o replică, nu e replică. Bă, mă gândeam că e vreo replică celebră. Și replica unde e? Replica e aici. Da, dar unde sunt vorbele? Unde e? Unde sunt vorbele? Unde e citatul? Turnul Eiffel din Slobozia, aia e replică. Da, mă, am înțeles. South Fork ăla din Slobozia. Hai să vedem. Bun. Turnul din Pisa. E clar că ar trebui să fie o replică după turnul din Pisa, da? Să vedem. Cum 23 de metri din pizza uscată. Mortar. E clar că... Și bă, mortar, n-am auzit de asta. Mortar. Și mortar de mozzarella. Îl și văd pe ăla cu mistria. Cum și zice, extra topping de mortar. Bă, asta cred că cade din start. De ce? Păi da... Nu cade, pentru că are mortar. Serios, de mozzarella? Dar nu poți să face mozzarella la soare? Păi da, mă, dar dai seama... Aproape cade după aia când de fric se ridică. Păi de-aia stau toți oamenii. Păi da, mă, dar stai puțin, cade, că totuși, cade, cade, cade. Atenție. Știi? Ce? În timp se mai învechește și mozzarella asta. Și tu îți dai seama cum pute dacă se învechește? Da, mă, bun, deci turnul din pizza, nu știu. Nu prea te bagi. Nu prea. Carhenge, o imitație cel mai mult în Stonehenge, construită în mașini vechi. Asta e destul de simplu de făcut. Ai o mașină veche, nu mai duci la cimitir, facem frumos... O replică după Stonehenge. Și vi se pare că aia este una dintre cele mai faimoase atracții turistice? Nu. Nu. De aia. Eu cred că ăsta de-aia mergem la ce? La cât de nebun sunt ăștia. Deci, eu cred că Chuliwood ăsta este expoziție de gumă de mestecat de celebrități. Da. Cum o vezi pe asta? Dar există un vânător care urmărește câte o celebritate. Îl vezi pe oameni, îl vezi pe Tom Cruise. Da? Mestecând gumă, tocmai ce a mâncat și el, n-are ață dentară, a luat o gumiță în gură și îl vezi pe ăla ascuns pe după acum, aruncă acum, stai că... Stai că a luat-o, a luat-o, a mușcat-o. Și văd că la fotbal american, cum ăsta o scuipă și la sare. Da, da, aia dacă ar prinde, deja era vândută, nu știu ce, nu, nu se făcea replică din... Serios? Da, era doar o replică vorbe. Să o punem cu tiuța, era absurd așa. Plus că se poate rezolva și asta. Cine stă să culeagă gumele mestecate de ăștia? Îți spun eu cum a făcut treaba asta. Pur și simplu. Iei un pachet de gumă, amestec și zici. Tom ăsta Hanks. A fost, am înțeles. Și l-am luat. A luat bema, a luat bema. Sincer, îți spun, de înainte să fie. Am luat așa la... Ini, mini, mai, nimo. Da? Hai să vedem dacă, ini, mini, dacă mai, asta nimo. Este șansa voastră sau dimpotrivă... Ne-am bătut joc. Necazul. Ce le lipsește americanilor în cultură, compensează prin grandoare și tupeu. Turnul din Pisa în Italia... Nici o problemă, au ridicat și ei unul în Illinois, dar nu din pizza. Monumentul Stonehenge din Marea Britanie a fost ridicat din piatră cu 4.000 de ani înainte de nașterea primilor americani, dar asta nu i-a împiedicat să construiască unul mai bun. Din mașini clasice, vopsite în gri. Și, natural, i-au spus,
Carhenge. Opa, bravo, bravo, opa, bravo. Opa, femeie, bravo, băi! Wow. Bravo, băi! Eu ți-am spus că ai băut! Vai, aș vrea să mai vedem o dată reacția lui Pavel. Pavel a fost adorabil. Nu, dar în sfârșit am mai însuflețit publicul, că săracul era de rămas. Adorabil. Nu. Păi, asta la început, ăsta, mă, stai puțin. Ăsta a fost punctul lui Pavel, credeți-mă. Deci a sărit că el a crezut că urmează după explicația cu cine. Nu, ideea că eu m-am bucurat. Nu, tu ce nu știi, vezi că în România există mentalitatea să moară capra vecii. Eu m-am bucurat pentru ei. M-am bucurat pentru prietenul meu. Frumos, frumos. Andrei. Scorul e la egalitate, 500 la 500, băieți, vă rog. La măi, rândul vostru. Ce-i? Hai că vă înțelegeți. La birou. Ah, perfect. E prea liniștit, la sigur e birou. Da, ia să vedem. De obicei, la birou nu se întâmplă nimic bun. E, o să vedeți că aici situația se schimbă. Conform unui raport al Organizației Internaționale a Muncii. Ia. A. Psihopații au șanse de 3 ori mai mari să ajungă în poziții de top management. Sau B. Șansele să mor la serviciu sunt de 3 ori mai mari decât dacă ai merge la război. Sau ce? Cei fericiți în carieră sunt de 3 ori mai susceptibili să își înșele partenerii. Doar unul e pe bune. Mărturisesc că știu răspunsul la această întrebare. Și eu mărturisesc că ocup o funcție de conducere la mine acasă, în fața câinelui meu, eu sunt șef. Șansele să mor la serviciu sunt de 3 ori mai mari decât la război. Păi normal, zice, pac, de știi, ți-am scăzut salariul, ori pleci. Și ai picat. Și asta păi să știi că la păi vă gândiți numai la meserii din astea, birou. Corporații au toate dacă șansele să moară la servicii. Da. Sau pe șantier. S-au mai întâmplat accidente. Da. Bun, asta chiar mi se pare că da, vorbim de statistică aici, șanse, da? Beu, te rog, apasă-l. Beu. Ai zis Beu, mă, apasă. Bine. Era au, dar nu mai contează. Hai să vedem. Beu. Ei spun... Șansele să mor la serviciu sunt de 3 ori mai mari decât dacă ai merge la război. Bine, și asta e cuprins într-un raport al Organizației Internaționale a Muncii. Data viitoare când vine șeful cu discursuri de genul munca n-a omorât pe nimeni, spuneți-i așa. Organizația Internațională a Muncii, organism asociat ONU, a publicat un raport care demonstrează că munca e fatală. Într-un an, 2,8 milioane de oameni își pierd viața în accidente legate de muncă. Mai mult decât victimele provocate de droguri, alcool și toate războaiele la un loc. Este! 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 Da. A fost grea. Doamne! A fost grea. Foarte grea. Eu de aia n-am venit în primul sezon. Au fost niște întrebări atât de ușoare și am zis, băi, când mă gândiți la întrebări grele, care să fie peste medie, atunci vin. O singură variantă e pe bune. Ori B, ori C, clar. Ori da, mă, și asta te întreb și eu, B sau C? Eu m-aș duce pe C. Pe ce? B, să fie B? Eu nu știu ce eu zic B, tu mergi pe C, alegi tu ce vrei. Alegeți între B și C. M-ai convins. Au, nu, stai că era... Te aruncam. Zi-mă o dată că mă enervez. E C-ul. Pavele, nu fii modest. E o dovadă de inteligență. Asta e. Ai văzut? Păi stai mă, și că stai un pic. Stai. Doamne, iartă-ne, vom spune adevărul. Să mergem să pupăm și noi niște moaște. Moaște! Aole, poate wow, astea frumos, să ne mai frumos. Ajute să câștigăm. Bravo! Eu simt că moaștele e greșit. Înainte, tată! Hai! Hai cu moaștele! Nu știu. În 1977, penisul mumificat al lui Napoleon Bonaparte a fost vândut la o licitație contra sumei de $3,000. Acesta, A, era tatuat cu mesajul proprietatea lui Josephine cea Dulce, împărăteasa inimii mele. B, avea o lungime de doar 4 cm. Sau C, era obiect de cult pentru membrii unei societăți ce urmărea reinstaurarea monarhiei. E bine. Bă, tu ai o atracție către... Nu eu! Bă, cred că pentru Napoleon era ceva sfânt. Nu mai zic că ai zis, ai început așa, să pupăm niște moaște și asta uite unde am ajuns. Da. Idee. Și uite unde am ajuns. Ai grijă asta... data viitoare. Moaștele astea să le pup ai grijă, tu, mă. Fii atent, cât arunca, mă. Cât arunca. Lumea, dacă ar ști că asta ar fi făcătoare de minuni, crede-mă. A, înțeleg unde te duci. Da, deci, B-ul anulează A-ul. Pentru că dacă avea doar o lungime de 4 cm, unde să mai încape proprietatea lui Josephine cea Dulce? Nu scrie, nu scrie. Scuză-mă, scuză-mă, nu scrie ce lățime avea.
Hai mă, lasă, dar ce era bătută? Zii mă, băi, ce diametru facem aici? Doar să fie chinezi de ăștia care scriu cu bob de orez. Dar nu pot să scrii cât vrei, de, uite, ia fii atent, proprietatea lui Josefin, ia uite cât. Corect. Așa, mă, dar 4 cm. Și-l rotește așa ușor când citești. Tu știi câte pot încăpea într-un bob de orez? Hai să ne întoarcem noi la moaștele noastre. Zi. Și să vedem. B.U.? Să fie B.U.? Parcă deci Napoleon Bonaparte era foarte era mic de statură, da. Da. Acum putea să fie așa sau putea să fie așa? Știți voi că-i ceu? Sunteți convinși? Știi tu exact? Păi pe el scrie 20 de centimetri, deci sigur nu arată... Sigur, sigur nu alege 4. E multiplu de B, cum ar veni. Sunt dement azi. Au ales B. E ceu. Au ales B-ul. Doamne, urmează dezvăluiri cu tremurătoare, să vedem. Ceu, știi tu, Pavel? Da, mesajul e lung, dar să nu uităm că s-au scris poeme fluviu pe un bob de orez. Imaginați-vă acum câte ar fi fost de spus pe un bob de orez de 4 cm. Pentru că da, se spune că după moarte, penisul imperial a fost tăiat, recuperat de duhovnicul împăratului, care l-a lăsat moștenire urmașilor, care l-au vândut unui american, care l-a expus într-un muzeu și l-a revândut în 77. Artefactul, descris ca un căluț de mare stafidit, avea doar 4 cm. Bucură-te pentru noi, Smiley! Băi, stai un pic. Era tăiat, mă. Nu era... A? Era doar un... Nu era tocmai... În tocmai. Asta e istoria, îmi cer scuze. Uneori ea e mai greu de digerat, dar asta e istoria. Da. Da. Vă rog, băieți. 1000 la 1000, scorul e egal. Bea nu te lăsa. Bea nu te lăsa. Aha. Păi trebuie să greșească și ăștia ceva. Pavel, atenție. Întrebarea vi se adresează. Ia. În timpul prohibiției, ca să păcălească poliția, contrabandiștii americani A. Foloseau încălțăminte cu copite de vacă sau B. Transportau băutura cu un submarin american din primul război mondial sau C. Nu țineau niciodată în buzunare chibrituri. O singură variantă e pe bune. A. Hai să o luăm cu prima. Foloseau încălțăminte cu copite de vacă. Mi se pare așa un pic aiurea negătite, pentru că... Negătite. Pentru că ei cărau cu mașinile în timpul prohibiției. Cădeau și nu... Adică mașina putea să facă... Au oprit în spate. Nu pot. Dar din mașină n-a ieșit nimic. Nu pot să-i pun copita aia de vacă. Mi-e greu. În cap. Nu, încălzeai din copite de vacă? Să ascundă urma, mă, asta era. O să zic că pe aici n-au trecut oameni, au trecut vite. Mai sunt încă două variante. Ți-ar fi sunat mai bine cu labe de urs, ca să zic măi, așa? Măi, transportau băutura cu un submarin american din primul război mondial. Eu văd pe asta. Unde, mă, în Chicago? Știi cum ajungea? Pe lacul Michigan. Da, ai niște telefoane unde trebuie să rezolvă, nu e problemă. Și cum ajungeau până în centru, ajungeau până în centru. Cu relieful. Și asta într-adevăr cu chibrit pentru că era inflamabil, era alcool. Serios. Și dacă luai foc, da, îți dădeau seama. Băi, luat foc, spune așa, păi hai să... A luat de foc, are alcool la el. Are alcool. Cred că îl îmbiba pe unul în alcool și îl storceau când ajungeau la... Eu merg pe prima. Nu am copitele de vacă. Da, spune cum arată asta și dacă... Bă, ideea ne gândim așa. Într-un orășel. Nu știu bun. Ce, băi, hai să vindem 2-3 lăzi, okay, înțelegi? Da. Și pe ceva de genul. Cum mă duc acolo? Înțelegi că polițistul zice, pac, a venit ăla cu mașina, mașina se ieși, și ăla cu copite de vată, merge ăla, știi că la mine e pe... Merge ăla și a, și mai lăsau și eu dintre aia, zice, a, sigur a fost vaca lui. O da. Balegă, asta e. Ai simțit nevoia să traduci? Eu m-am și gândit ce a vrut să spună cu din aia, da. Nu, eu m-am gândit la mine, antitan, cât zic. M-ai convins. Ce-i? Au! Nu, au ales sau, au ales sau, foloseau încălțăminte cu copite de vacă. Eu nu știu de ce am stat atât. Eu n-am înțeles o pasă cu chibriturile nici acum. Să vedem înainte de toate răspunsurile. Vezi dacă era aia cu chibritul. Timp de 13 ani lungi, începând cu 1920, autoritățile americane au scos producția și vânzarea alcoolului în afara legii, pentru a întări coloana morală a societății. Rezultatul? Industria alcoolului contrafăcut, iar mafioții și-au umplut buzunarele cu miliarde. Dacă Al Capone transporta alcoolul cu mașini și chiar avioane, mici întreprinzători cărau în spate marfa de contrabandă. Și ca să nu le fie luată urma de poliție, purtau pantofi pe care montau copite de lemn. Ia uite! E o chestie de imaginație! Tot timpul... Asta am învățat-o din facultate!
Ce ai face tu dacă ai fi pus în acea situație? Eu asta Pavele, făcut. Pavele, nu fii modest. E o dovadă de inteligență. Asta mulțumesc. E. La cât de tâmpite sunt întrebările astea? Bine. Atunci luăm orice. Adică... luăm domeniul pe care ar fi trebuit să-l aleagă de mult, Pavel. Mic, dar ridic. Atenție! Ia! Formicofilia este A. Atingerea extazului prin mângâierea cheliei unui pitic. Sau B. O formă de zoofilie ce implică insecte de mici dimensiuni. Sau C. Pasiunea pentru sâni mici și foarte mici. O singură variantă e pe bune. Da, Smiley, dragă... Specialistul în formicofilie. Ce crezi? De data asta vă spun, mie mi-e teamă că e o întrebare dificilă până și pentru specialistul nostru da, în subiecte fierbinți. Deci, hai să vedem. Vă rog frumos, domnul doctor docent în formicofilie. Atingerea extazului prin mânghierea cheliei unui pitic. Deci este clar că piticul ăla trebuie să fie neapărat chel. Și să te rogi de el. Te rog eu mult de tot. N-am mai atins extazul de mult. Dar vezi cum, cum își imaginează cu un chel? Cu un pitic? Cu un pitic chel. Da. Și cât trebuie... Ia. Nu văd pe asta. Gândește-te că ești femeie. E greu să intre. E și mai greu să intre în pielea unei femei. Beu, o formă de zoofilie ce implică insecte de mici dimensiuni. Adică... Ce înseamnă asta, mă, sunteți de bun? Ce aveți? Da, mă, iei niște furnici de alea roșii. De Colorado și zici, așa, și ce-i fac? Ce-i fac? Ce faci nu cu ei? Știm. Ce faci? Ce facem atunci când îi găsim? Îi presari în zonă. Poate să faci chestia asta, de ce nu? Poate te gândi la poate. Poate în zonă. Știi că se vezi cum se aruncă prin lanurile de cartofi. Prin lanurile de cartofi. Cu furnici. Dar de unde știi asta? Și l-ai vărsat în chiloți. Gata. Gata ce? Ai treaba asta, că na, sunt oameni care se bucură la vibrațiile de la telefon, știi? Adică na, depinde acum. Și eu mi-am țin telefonul pe vibrații tot timpul, nu cred că e asta. Dar nu e asta. Zi-mă o dată că mă enervezi. Păi ce să zic eu de zici că știu? Păi tu ai zis că ești doctor docent în formicofilie. Tu pentru ce ai, pentru ce faci pasiune, Cosmin? Pentru emisiunea asta fac pasiune în viață. Eu din pasiune vin aici. Extaz, extaz, extaz. Extaz când câștig. Hai. Care? Au ales B-ul. Eu asta au ales B-ul, o formă de zoofilie ce implică insecte de mici dimensiuni. Veți vedea care e răspunsul. Îți mulțumesc, Costi. Mi-a plăcut explicația ta. Nu că ar fi avut de ales. Dar dacă cineva a mers pe sex, a făcut-o pe riscul și pe imaginea lui. Pentru că formicofilia este mai degrabă un fetiș și reprezintă interesul sexual nu pentru sâni mici și foarte mici, ci pentru insecte chiar mai mici, cum ar fi furnicile sau viermii. Acestea se aplică pe zone erogene ale corpului până la atingerea orgasmului. Ei, acum știți! Băi, Costi! Pe bune, am zis! Dar, deci avem și noi un formicultor. Nu eram sigur. E cumva dubios că ai știut. Iartă-i că... Mamă! Îți mulțumesc! Există și astfel de oameni. De două ori m-ați dus în eroare, banii voștri, treaba voastră. Și îl mai prostiți și pe Smiley. Da, mai poate așa ceva. Ia zi, băieți. Pentru că ei au mers pe lucruri foarte mici, mici, noi mergem pe lucruri mari, în căutarea fericirii. În căutarea fericirii. Bravo. Excepțional, excepțional. Poate vă dă și vouă ceva. Atenție. În zonă. Aoleu. Dildourile. Practic pot să mă opresc aici. Mari. Hai. Nu știu dacă are rost să mai insist. Stai. Toate variantele. Hai, că suntem experți aici. Hai. A. În formă de dragon sunt interzise în China și Japonia. E posibil. Mi se pare corect. B. Erau transmise din tată în fiu și etalate cu cinste în locuințele grecilor antici. Uite asta aici. C. Au apărut în viața oamenilor cu 25.000 de ani înainte de a se inventa roata. O variantă e pe bune. Mamă, asta înseamnă căutarea fericirii. Doamne, băi, da. Da. Băi, dar ne-am dus... E întrebarea voastră, descurcați-vă. Da. Băi, zic că dragonul e Unde ați plecat voi și unde ați ajuns? Poftim. Eu văd pe asta. Măi, e adevărat, pentru că acolo... Dragonul e dificil de introdus în... De ce, mă, că e un dragon? Dar nu vă gândiți, gândiți-vă că dragonul la ei simbolizează ceva.
Eu spun că nu e simbolul. Practic. Lăsând la o parte nu că, demitizăm niște simboluri, știi? Exact, e și un simbol și nu e practic, adică nu te încurcă aripile. Păi poate sunt chise. Aripile. Se da, dar poate unul dintre ăsta a făcut ăsta așa. Luați dacă un altul. B. Deci B-ul B-u. Erau transmise. Ia tată, fiule, a venit ziua aceea. Mulțumesc mult, tată, am să le, am să le port auzi, cu mândrie. Nu, măi, noi nu trebuie să o luăm, mă, dildourile, acum au în epoca noastră înțelesul ăsta cu baterii și că fuge peste tot și că nu fuge peste tot. Dar atunci erau făcute din lut, ceramică, știi cum e, erau, însemnau, erau, dacă te uiți, sunt o grămadă de obiecte falice. Da. Și normal că dacă tu ai, știi cum e, unul, zici, bă, l-am primit de la bunicul, nu pot să-l ăsta. Că ți-l dau ție, îl dau fiului. Te fălești, uite, așa era bunicul tău. Așa era bunicul tău. Da. Eu nu mai sunt. Ia-l tu, fiule, nu. Poate. E, ideea era că poate ce-u? Fi, poate ce-u? Fi. Iar ce-u, tată, au apărut 25.000 de ani înainte de a se inventa roata. Deci, măi, e posibil. Deci ori B, ori C, clar. Ori da, mă, B-ul... și asta te întreb și eu. B-ul sau C-ul? Eu m-aș duce pe C. Pe C. Nici nu știi ce-ai găsit. B. Bă, eu cred că da, uite, fii atent. Eu zic B, tu mergi pe C, alegi tu ce vrei. Alegeți între B și C. Hai. Hai, băieți, hai, băieți. Costi a ales B. B. Erau transmise din tată în fiu e și etalate cu cinste în locuințele grecilor antici. E frumoasă, dar... Doamne, iartă-ne, vom spune adevărul. Ăsta e adevărul. Unul dintre primele vibratoare se pare că a fost inventat de însăși regina Cleopatra, care a avut ideea să umple un dovlecel uscat cu albine. Pe bune? Dar până să evolueze la rafinamentul egiptean, sute de generații începând din paleolitic, adică acum peste 30.000 de ani, s-au mulțumit cu obiecte simple, dar rezistente, din piatră șlefuită. Abia după 25.000 de ani de șlefuire continuă, cineva a remarcat că dacă e rotundă, se rostogolește. Băi! Să știți! Costi! Apreciez! Foarte grea! Jur că a fost foarte grea întrebarea. Și am zis... Omenirea a fost preocupată și de teme mai serioase, așa cum ar fi roata. Dar mi-a plăcut și descrierea. Ei își vedeau de treaba lor și la un moment dat a zis unul, uite, asta se învârte. A, roata. Da. Aveam, uite, trâmbul. Nu știam ce e asta. Aveam treabă... Deci? Hai, 1500 la 1500. Cine luăm? Castravete cu albine. Smiley Cosmin, alegeți. Ce ne luăm noi? Luăm un domeniu surpriză, să fim crazy, să fim demenți. Hai zi, domeniul surpriză. Domeniul surpriză. Să fim demenți azi. Nu e ca și cum n-ar fi tot o surpriză. Hai să vedem. Premiul Ig Nobel pentru fizică a fost câștigat în 2017 de... Știu! A. Cel care a demonstrat că pisicile pot fi în același timp atât lichide cât și solide. Sau B. Câțiva zoologi care au demonstrat că armăsarii albi sunt mușcați de streche mai rar. Sau ce e studiul? De ce aruncătorii de disc amețesc, iar aruncătorii de ciocan nu? Una dintre cele trei e pe bune. Bine, dar oricum ultima ce-o de ce aruncătorii de disc amețesc, iar aruncătorii de ciocan nu? Nu, nu. Da. 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 Ar fi interesant să descoperi că chiar așa e. Așa e. Ia, stai că începe Natanticul. Și acum am amețit un pic. Și acum aia o fac. Și ăla cu ciocanul, uite ce ai făcut. Uite ce ai făcut, stai. Ce? L-am omorât, scuză-mă, Pavel, n-am vrut. Ai și tu grijă, omule. Amețești oricum, am apisit mai rău acum. Asta zic. Bine, dar am avut un disc și un ciocan imaginar. Nu mă ajută. Nu mă ajută. Este cel care a demonstrat că pisicile pot fi în același timp atât lichide cât și solide. Cum o? Poți să ne explici puțin pe asta? Cum nu, o dar omul ăsta de-a luat premiul, cred că a explicat-o el. Nu, explic-o. Te rog, pe echipul este, arunci sunt pisica. Sunt foarte curios. Da? Așa. Pisica e atât, se strecoară ca o, ca, știi, ca un lichid. E pe ea se bagă și pe sub ușii. Serios, e ca un lichid. Da, mă, serios. Da. Poate, jur că asta e. Deci poți să ai pus vreodată vreo pisică într-un pahar? Să vezi cum se va lua fără, să vezi cum stă borcan, dacă o bagi un borcan, ea stă acolo. E... Are dreptate. Nu-ți dai... Nu, deci... dar odată mi-a fost atât de sete că îmi venea să beau și pisică. Bă, sunt aproape convins că așa perfect. E. Da? Pe ei ai mai ajutat, pe mine, pe noi aici? Ha? Păi doar dacă e nevoie vă ajut. Nu e nevoie. Aruncă-ne o pisică. Am aruncat pisica la voi în curte. Hai să vedem.
Premiile Ig Nobel sunt o parodie a celebrelor Nobeluri, ce onorează cercetările care fac oamenii să râdă și apoi să gândească. Ca să vă faceți o idee, toate cele trei variante au fost la un moment dat premiate. Însă în 2017, premiul a fost repurtat de fizicianul francez, care a observat că pisicile iau forma vasului în care stau, exact ca lichidele. Lucrarea științifică a concluzionat că în spații mici, felinele se comportă lichid, dar în contact cu apa, devin iarăși solide. Pisicile! Da! Pisicile! Bravo. Tot o apă și un pământ! Sunt impresionat, Nathan Ticu. Bravo! Pavel, Costi, vă rog, nu vă lăsați intimidat. Ia! Te rog, te rog. Voi și vă. Mare lezid. Nu! Nu? Nu vrei da? Să mergem în Germania? Ba da, în Germania. Păi asta zic. În Germania, am să vai polițai. Vai polițai, scuze, ne cerem scuze. Vai polițai. Da. Da, am zis să mergem în Germania. Da, da, da. E foarte bine. Hai, lăsați-mă. Atenție. Aoleu. La un control de rutină în trafic, polițiștii din nordul Germaniei au descoperit într-o mașină A. 5.000 de pastile de ecstasy cu efigia președintelui american Donald Trump. Sau B. 2.000 de mingi de ping-pong pline cu copii luac, cea mai scumpă cafea din lume. Sau C. 117 cărămizi din zidul Berlinului, care alcătuia o pictură nud a lui Stalin. Una singură e pe bune. Haideți, mă, să vă văd. Hai, mă, că e simplu, mă. Vreți să vă zicem noi să nu mai stați? Vezi, da, tu, da, tu da, cu ansvaiu. Te rog eu frumos. Nu, nu, Stalin. 5.000 de pastile de ecstasy cu efigia președintelui meu. Mă, ăla înseamnă că a vrut să fie prins. Ca să vadă... Cum că nu, mă, dar de când a ieșit președinte, acum să vinde ecstasy-ul cu fața lui mai bine. De ce? E președinte. Care e legătura între ecstasy și Donald Trump? Ca să ai satisfacția cu numărul 1 în lume. L-am halit pe Donald Trump. Dar pe mine mă uimește că dintr-o dată ăsta beu, asta, care e, beu e interesant, 2000 e de mici de ping-pong pline cu copii luac. Luac. Contrabandă, cum ar veni. Bravo. Am și aici niște mingi de ping-pong, domnul polițist. Stai pe domnule, că nu e... Câte aveți? 2000. Ce faci cu ele? Jucăm... Eu n-am mai avut nimic aici. Ce faci cu ele? Și aici la serios. Da. Bă, dacă ar fi așa pentru ăsta, eu aș merge pe ce? O pictură nu da lui Stalin, știi? Din cărămizile din cărămizi, pentru că a venit vreun ăsta cu grafiti și a făcut pss, ia. Da, și zice, băi, gata, asta e atât. Adevărul este să știți că asta e o problemă în lume, într-adevăr, arta stradală, nefiind tocmai legală peste tot în lume, oamenii sunt forțați să dea jos zidurile și sunt recuperatori, salvatori de artă stradală. Mergem pe artă? Artă, da. Ce? Nu mai lovi, că iar... Gata? Păi stai, mă, și că stai un pic, stai, stai, stai. L-a luat oricum. A, l-a luat, da. L-a luat, ce l-a prins, gata. Cine a prins poliția? Nici n-ai viteză cu atâta cărămizi. Era, stai, mă, era o glumă. Era o glumă. N-a spus nimeni că era o mărie. S-a zis. E bine, mă. Era ideea că acum realizez că are și o greutate. E bine, mă. Cu viteză cu 117 cărămizi. Stai, ce mașină? Asta e. Ce mașină? Hai să vedem, ne lămurește. Merge pe mâna lui. Hai, mă, da. Ceu. Cum am zis? Asta e mișto. Să vedem, să vedem răspunsul pe bune. Nu știu vouă, dar mie 2000 de mingi de ping-pong care nu sar îmi par suspecte și le-aș supune fără să clipesc unei percheziții amănunțite. Ultima variantă e plauzibilă, dar mult mai puțin sexy decât ideea traficanților olandezi care au produs pastile de ecstasy cu chipul președintelui american și cu mesajul Trump face petrecerea măreață din nou. Da, frumoasă, dar nu. Nici nu, publicul nu se, se bucură. Și eu-s dezamăgit. Păi n-are cum să se bucure greșit. Pentru că a pierdut. Adevărat, dar oricum era, era mai ok varianta mea. Dar voi ați vrut în Germania. A fost așa. Voi ați ales, asta s-a întâmplat. Păi mi-e mai plăcut răspunsul. E mai frumos răspunsul ăsta cu nu. Stalin nu. Luați-vă în brațe, unul pe celălalt. Mamaie, închide televizor. Vom scrie istorie, Smiley, vom scrie istorie. Și mergem în Anglia. Made in England. Smiley, trebuie să fim o echipă. Au. A început cu au. E oi. În engleză este oi. Phallus este. Mai zi o dată, te rog. Buckingham Phallus, cu PH, este A. Porecla dată de apropiați prințului Charles, care aparent este foarte bine înzestrat. B. Denumirea controversată a sceptrului din aur și diamante al casei regale britanice.
Sau C, o serie de 100 de dildouri modelate după regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a. What? Mă rog, după cum vedeți, probleme mai au și alții. Și acum îl las pe Smiley. Deci... Păi, avantajul bărboșului este că atunci când se gândește să poți cărpina în barbă și pare că... Pare că e ceva. E inteligent. E vorba în propoziție. Băi, bun. Băieți? Poreclă dată de apropiații prin luați o logică. Luați o logică, e mai ușor așa. Logic. Deci, aparent, înseamnă că domnul ăsta, prințul Charles, da, are năsucul, l-am văzut, are un dușman aici, ceea ce da, te poate duce cu gândul că este foarte bine înzestrat, dar aparent... că prințul Charles e așa. Da. Eu știu că prințul Charles aude bine, nu știu. Poate o să apuce să fie rege. Da, da. Cine are urechile mari are și trompa mare, ca elefantul. E... Da, da, era sigur, era sigur. Nu are urechi. Tu la ce te gândești tu? Nu? Dar poate să fie și care piciorul mare. Nu știu de unde ți-a venit asta, dar n-am auzit-o până acum. Era legată de picior de obicei, știi cum? Bine, hai să zicem că asta e așa. Stați puțin, stați puțin, voi. Asta în cazul în care ar fi AU, dar dacă ar fi BU? Stai un pic, deci are, eu cred că are legătură, în primul rând, cu Palatul Buckingham, nu neapărat cu... Prinț. Altfel îi spunea prințul Falus. Da, ai dreptate, îmi place cum ai gândit pe asta, de-aia mergem la varianta B, în care spunem că denumirea controversată a sceptrului din aur și diamante are formă de Palatul Buckingham. Eu cred că englezii au un umor din ăsta aparte așa și cred că asta ar fi. Ce îl excludeți, înțeleg? Adică o serie de 100 de dilduri modelate după regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a? Hai să ne imaginăm asta. Posibil. Ia. Hai să ne întoarcem. Să știi că se poartă foarte mult la Curtea Angliei pălăriile. Se poartă. Da. Hai, deci, poate cu tot cu pălării. Poate să fie ceu și a pornit dintr-o confuzie. Cineva a avut nevoie de 100 de dildouri, da? Da. Și a făcut o comandă. Da. Și undeva pe drum s-a întâmplat că schimba marfa și au pus statuile în loc de dildouri și până la urmă a fost ce fac cu statuile asta, pe dacă tot am nevoie, asta l-au trimis-o la chinezi și așa a ajuns treaba. Da. Bravo. Dar nu văd pasă. Eu zic logic. Că B. Nu, nu, nu. Mergem pe B? Da, pe B. Suntem de acord amândoi? Suntem de acord amândoi. Ne-am consultat. Stai un pic să ne scăm, nu așa. Varianta finală este... Este... B! B. Denumirea controversată a sceptrului din aur și diamante al casei regale. Dacă da, ce eu mă duc să văd seria asta de... Hai să vedem. Hai să vedem. Ia. Yeah. Britanicul Shedsimov este definiția antreprenorului de succes. La 40 de ani devenea faimos pentru La ce se gândesc bărbații în afară de sex, un volum de 200 de pagini goale, care a devenit bestseller internațional. A rămas în temă și de curând a lansat proiectul de succes Masterpieces, cred, o colecție limitată de vibratoare, printre care se numără și Buckingham Phallus, modelat după chipul și asemănarea reginei Elisabeta a II-a. Băi, pe bune, băi! Nu cred așa ceva! Băi. Deci eu nu cred că există așa ceva! Smiley! Am încercat să vă ajut! Și eu am încercat să-i ajut! Și acolo eram cu tot cu pălării! Că mai sunt și alții care au probleme. Le-am spus probleme, mai au și alții, dar nu, mă rog, n-au vrut să țină cont de... A, da, ai zis asta! Uite cât entuziasm în publicul lor! Costi, voi nu mai aveți voie să alegeți. Aleg eu pentru voi. Vezi, ne-dat, marele zid, ne-dat! Marele zid, ultimul capitol. Ia! Atențiune! În anul 2011, guvernul chinez a interzis toate filmele care aveau ca subiect A. Accidentele de bicicletă, B. Călătoriile în timp sau C. Relațiile nepotrivite cu urși panda. E momentul deci să vorba să lui Smiley, mamaie închide televizor. E momentul să lucrăm ca o echipă. Da, hai să lucrăm, în sfârșit. Ne concentrăm. Da. Să și ghicim chestia asta. Mă, eu nu cred. Ursul panda la ei e ceva... Eu văd pe asta. Eu văd pe asta. La un moment dat stătea secretarul de stat și a văzut un film de ăsta mai ciudat, categoria B. Unde un tip era pierdut. Care ar putea să fie relațiile timp nepotrivite cu ursul panda? Bă, e pur și simplu. Pur și simplu. Ursul dormea situația. El foarte înalt, ursul foarte mic. Exact. E nepotrivit. Îți dau situația. Era un film despre o insulă unde un tip era el și cu un urs panda. Și îți dai seama ce a fost acolo. Și la un moment dat ursul panda a zis, băi, ia gata. Nu se mai poate așa. Da. Trebuie să faci și două, o relație potrivită. Exact, stăm de atâta vreme împreună. Ceva? Și... corect. Eu văd asta. Și secretarul de stat a văzut filmul și a zis așa ceva. Are dreptate. Niciodată. Exact. Nu știu, eu merg... Te rog eu frumos. Hai să luăm pe asta cu pe accidentele de biciclete. No, serios. Nu cred, mă. De ce? Pentru că acolo chiar eu știu că poluarea în China este groaznică. Așa. Da, și se leagă cumva. E limpede de ce ar dori să încurajeze mersul pe bicicletă, oriunde în lume. Deci, haideți că
Haideți că... Băi... Ce vrea Costi? Vreau unul din voi. Costi. Foarte bun asta. Ce eu? Ce vrea Costi? Ce vrea Costi? Nu știu, eu mergeam pe A. Haide, lasă așa. Nu știu. Băi, dacă nu sunt filmele astea, cineva trebuie să le interzică. Dacă v-ați pierdut cu firea și ați ales să mergeți pe logică, ați făcut fix ce a făcut guvernul chinez când a interzis filmele ce au ca temă călătoriile în timp. Argumentul logic, citez, călătoriile în timp au scenarii monstruoase și ciudate, folosesc tehnici absurde și promovează feudalismul, superstiția, fatalismul și reîncarnarea. Pe bune? Pe bune! Pe bune! Pe bune! Deci oricum niciunul dintre voi... Da, nu, nici, da, niciun... Gândește-te, Costi, nici noi, și noi eram aici. N-ai, n-ai ce să faci. Dar era prea logic, adică prea... A spus nu, problema nu, și dar n-ați dezbătut-o deloc. Pe asta cu punctul B, nu știu, v-ați ferit da, de el? Da, chiar n-ați dezbătut-o. Mă rog, nu-i nicio problemă. Băieți, atenție, am ajuns la întrebarea aici. Finală. E lovitura de grație când se poate răsturna complet situația de pe tabela de marcaj. Vă reamintesc, Cosmin și Smiley au 2000 de lei, Costi și Pavel 1500 de lei. Puteți paria voi până la cel mult 2000, ei până la cel mult 1500 de lei. Da. Atenție, domeniul este recorduri. Recorduri, da. Vă rog să stabiliți acum suma pe care decideți să o pariați. Ne-a ajutat foarte. Aveți tabletele la îndemână. Iar voi dacă decideți... vom pierde. Important este să nu depășiți suma pe care deja o aveți. Din partea mea. Haideți să ne concentrăm, da, vă rog eu mult de tot. Stai mă că noi știți ce ați pariat. Ne avem grijă și de foarte publicul bine să rămână un secret până când vom afla care e răspunsul corect. Ai pariat, la următoarea întrebare. Da. Atenție, ia. Atenție, mare atenție, urmează întrebarea. Rohan Dojmanziari. Ăsta e, mă. Este deținătorul recordului mondial pentru că a reușit în doar 10,88 secunde să A. zdrobească 3 pepeni între coapse. Sau B. Asocieze 7 femei cu mirosul pantofilor lor. Sau C. Rostească inteligibil toate versurile cântecului Yellow Submarine. Aveți 20 de secunde la dispoziție să bifați răspunsul corect. Dacă îl știți, sunt deja prea multe. Dacă habar n-aveți care e răspunsul corect, nici nu mai contează. Între coapse, nu. Mai aveți? B. 10 secunde. Nu cred. B sau C. 5, 4, 3, 2, 1, gata! În momentul de față aveți la dispoziție și suma pariată. Era B. Ați avut la dispoziție 20 de secunde să alegeți una dintre cele trei variante. Vom scrie istorie, Smiley, vom scrie istorie. Eu eram pe B cu o să asociezi și... Luați-vă în braț, țineți-vă în braț, țineți-vă de mâini! Pavel și Costi au ales varianta A să zdrobească 3 pepeni între coapse. Și tot la varianta A s-a oprit și echipa formată din Cosmin și Smiley. Doamnelor și domnilor, iată, Rohan Dojmanziari este deținătorul recordului mondial pentru că a reușit în doar 10,88 de secunde să... zdrobească 3 pete între coapse. Mamă, ce cuvir! E anul tău! Anul 2018 anul tău! 3.500 de lei, 3.000 de lei. Sezonul trecut, ei au pierdut. Sezonul ăsta, ei au câștigat. Bravo! Bravo, bravo! Mulțumim! Bravo! Bravo, felicitări! Bravo, bravo! Se putură, mă, atâta bucurie. Da, mă, dar el înseamnă că mai era doua oară. Aș vrea să-i anunț pe susținătorii voștri. Aș vrea să-i anunț pe susținătorii voștri că au câștigat aproximativ 53 de lei de căciulă. Aproape că e de ieșire la restaurant. Numai cei care în 10 secunde zdrobesc un pepene galben. Doar unul singur în lumea asta poate să facă așa ceva. Asta Pavel, e. Ca să câștigi trebuie să vin sezonul 3. Le mulțumim celor doi invitați ai noștri, Pavel și Smiley. Vă așteptăm neapărat miercuri la o nouă întâlnire cu Pe Bune și vineri la Românii au talent. Asta a fost prima emisiune. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Băi, mult, mă! Mult! Am câștigat, am câștigat! Am câștigat! Aproape a fost! Să nu dezamăgiți telespectatorii, pentru că e șansa voastră acum. Începem? Da! Ne apucăm de treabă? Gata, mă, hai! Haide-mă! Gata, hai, pa! Gata! Fii atent! Dar nu vă enervați! Vă rog eu!
Bă, e pe prietenie, măi. Tu crezi că eu nu m-am prins? Vă rog, vă rog. E hai simplu. Hai că ziceați că știți ca pe hartă. Hai, căutați comoara. Nu, am păsat, bă, nu ai apăsat, bă. Am vrut să dau mai mare. Nu cred. Nu cred că ai vrut să faci aia cu zoom. E vorba și de energie de ala, că eu mă uitam la Sterian Fulga, spune-o, piatră scap de cancer, ascultă-mi, piatră. Băi. Ia ceu, gata, l-a dus, l-a luat, mi-a plăcut. Băi, pierde! Pe prostie, pe prostie. Adrian, frumoasă explicația, mi-a plăcut mult explicația.